Stadionul Dinamo a fost inclus inițial în proiectul Euro 2020 de investiții. Ieri ar fi fost să, ar fi trebuit să fi fost refăcut, la fel ca și cele trei arene care în momentul de față sunt în fază finală. Din păcate, din cauza problemelor juridice, stadionul Dinamo nu a putut fi cedat către Compania Națională de Investiții pentru începerea lucrurilor. Știți foarte bine că există mai multe procese și mai multe chestiuni care au ajuns și în zona parchetului. Nu puteți să vă implicați un pic să se grăbească lucrurile? N-am cum să intervin în zona deciziilor instanțelor, dar când instanțele vor decide cine câștigă aceste dispute între administratori, proprietari, oameni care l-au folosit cu titlu gratuit, în momentul acela, când se va stabili foarte clar regimul juridic, se pot începe lucrările sau poate fi și acest stadion inclus prin hotărâre de guvern în acest program. Eu unul susțin acest demers, de altfel arena este în mijlocul Bucureștiului, clubul Dinamo are foarte mult suport în întreaga țară, un club de tradiție. N-am niciun fel de reținere în a sprijini reintroducerea acestui stadion în momentul în care problema juridică se va rezolva.